Clerul și credincioșii din Episcopia de Bălți au sărbătorit astăzi împlinirea unui deceniu de la hirotonia într-o arhiereu a Preasfințitului Părinte Antonie și a 6 ani de la numirea ierarhului în scaunul episcopal de la Bălți. La acest aniversar, Preasfinția sa a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica Nașterea Domnului din municipiu. Preasfințitul Părinte Antonie, episcop de Bălți, a oficiat astăzi Sfânta Liturghie în Biserica Nașterea Domnului din municipiu. În continuare, a fost oficiat un Tedeum ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra ierarhului, clerului și credincioșilor la împlinirea 10 ani de la hirotonia într-o arhiereu a Preasfințitului Părinte Antonie. În continuare, părintele Dumitru Păduraru, slujitor la Biserica Sfinții Atanasie și Chiril din incinta Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie din Iași, a susținut o conferință despre rolul preotului în vindecarea și îngrijirea sufletului și a trupului. Tema pe care am prezentat-o a plecat de la experiența pe care o am de aproape 25 de ani ca preot misionar de caritate în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie din Iași. Am adus în fața preoților de aici și a invitaților câteva lucruri care țin de mersul misionar al preotului zi de zi, aici în spitalul unde lucrez, așa cum spuneam, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie. Este o mare provocare pentru un preot ca să-și desfășoare activitatea într-un spital, puțin diferit față de o parohie, pentru că este o comunitate foarte heterogenă, astăzi găsești niște bolnavi, ne găsești alți bolnavi. Apoi este presiunea aceasta a bolii, cei care vin la spital nu vin de bucurie, vin pentru că au o problemă de sănătate și tu trebuie ca să știi să-L duci și să-L induci pe Domnul Hristos în sufletul și în atenția acestor bolnavi. Pentru Episcopia de Bălți asta a fost un moment binecuvântat pentru că l-am avut în mijlocul nostru pe Părintele Dumitru Păduraru, un preot care are experiență în mai mult de 35 de ani de activitate și de pastorație a bolnavilor. Ne-a împărtășit de experiența Sfinției sale și sunt sigur că fiecare din cei prezenți au mers acasă folosiți de cuvântul și de îndrumările pe care le-au primit de la Părintele Dumitru Păduraru. Preasfințitul Părinte Antonie a îndeplinit între 2014 și 2018 funcția de episcop, vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului. Hirotonia în arhiereu a avut loc în data de 24 mai 2014 la Catedrala Patriarhală din București, iar ceremonia de întronizare în demnitatea de episcop al Episcopiei de Bălți a avut loc în data de 8 iunie 2018 în Biserica Nașterea Domnului din Bălți.